Republica Moldova s-a confruntat cu un atac fără precedent asupra libertății și democrației, a declarat președintele Maia Sandu după votul de ieri la referendum și în primul tur al alegerilor prezidențiale. Ea a acuzat o tentativă de fraudă fără precedent în care grupări criminale și forțe străine ostile intereselor țării au încercat să cumpere 300.000 de voturi. Sandu l-a chemat la dezbateri pe contracandidatul său din turul 2, Alexandru Stoianoglo. Acesta a calificat rezultatele votului de ieri drept un miracol și a acuzat guvernarea de mai multe ilegalități. Maia Sandu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate și președintele în exercițiu, a început prin a spune că, cităm, majoritatea poporului Republicii Moldova a susținut calea europeană și că determinant a fost fiecare vot din țară și din toate colțurile lumii. Vorbind despre procesul electoral, Sandu a declarat că, cităm din nou, a fost un atentat asupra democrației, iar instituțiile statului au eșuat în protejarea votului cetățeanului. Ținta lor de a cumpăra 300.000 de voturi, documentare de către instituțiile statului, a 150.000 de oameni plătiți pentru vot, arată că trebuie să privim cu atenție unde s-a greșit și să învățăm din acest atac mizerabil. Din păcate, sistemul de justiție nu a reușit să facă suficient pentru a combate furtul și coruperea voturilor. Și aici va trebui să tragem linia, să corectăm unde am greșit. Ei vor să închidem ochii și să ne speriem de ei. Noi îi vom privi direct în față și vom vota cu mintea conștientă de pericol și vom conduce țara spre pace și bunăstare. Maia Sandu a făcut apel și către alegătorii care au ales ieri alți candidați înscriși în cursă să se mobilizeze în turul 2 și să nu permită compromiterea votului. De asemenea, l-a invitat pe contracandidatul ei, Alexandru Stoianoglo, la dezbatere electorale. Acesta a acceptat invitația, dar vrea ca discuțiile să aibă loc pe o platformă neutră și cu moderatori propuși de fiecare parte. Reprezentantul PSRM le-a mulțumit cetățenilor pentru participarea la vot, dar a ținut să acuze actuala guvernare de mai multe ilegalități, printre care controlul asupra Comisiei Electorale Centrale și abuzul de resurse administrative. Vreau să adresez mulțumiri tuturor celor care au participat activ la aceste alegeri. Alegătorii de acasă, diaspora noastră numeroasă, dar și miile de cetățeni din regiunea Transnistrenie. De acum încolo, noi trebuie să găsim o temelie comună pentru consolidarea întregii societății și a tuturor forțelor politice și civile din Republica Moldova. Analiștii spun că era de așteptat ca Maia Sandu și Alexandru Stoianoglo să lupte în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Da, votul surprinde, pentru că domnul Stoianoglo în toate sondajele era dat cu 14-15% și vedem că a obținut aproape dublu. Deci este clar că a beneficiat, conform informațiilor apărute joi și vineri înainte de scrutin, de sprijinul unei organizații șor pentru a strânge aceste voturi. Și, desigur, vedem poluarea spațiului informațional din Republica Moldova cu acest torent de știri false și de teorii ale conspirației. Din nefericire, acest lucru, cu siguranță, va continua și în perioada următoare, afectând și turul 2 al alegerilor prezidențiale. Experții susțin că rezultatele referendumului privind integrarea europeană la limită pentru opțiunea DA ar putea genera consecințe nu foarte favorabile pentru Republica Moldova. Mesajul pe care îl vom transmite va fi unul foarte urât din partea noastră, pentru că am avut susținerea totală din partea partenerilor externi și din partea României și nu am reușit să demonstrăm că merităm toată această investiție în propria noastră prosperitate și stabilitate sau în propria noastră securitate.